Guvernul repetent la investiții publice, dar premiat la ședințe foto. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, dacă peste ani cineva ar avea curiozitatea să răsfoiască presa de astăzi, să privească fotografiile ori imaginile difuzate de televiziune, ar putea exclama: România, un imens șantier. O țară în care se semnează contracte, se fac vizite pe șantiere, se taie panglici. Privitorului nu i-ar fi greu să-i observe și pe oamenii politici locali îngrămădiți în spatele șefului de la București, atent să fie prins și ei în cadru. Cel care ar cerceta viața economică și politică de astăzi ar trebui să privească dincolo de aceste imagini pentru a-și da seama de adevăr. În realitate este totuși o imagine manipulare marca PSD. Pe NDL-ul, acest plan triumfalist, al cărui principal scop a fost ținerea sub papuca primarilor PSD și șantajarea celor din opoziție, începe să devină nefuncțional pentru că nu mai sunt bani. Pentru că efectele negative ale OUG 114 au început să se vadă, iar în primele trei luni România a pierdut miliarde de euro. Principalele companii de stat înregistrează pierderi, jucătorii din sectorul energetic încă nu și-au făcut bugetele, băncile și-au recalibrat politicile de finanțare, costurile suplimentare sunt suportate tot de români, iar principalii actori din sectorul IT anunță că nu vor mai participa la licitațiile pentru implementarea tehnologiei 5D și, în plus, vor scumpi tarifele. Pe scurt, asta înseamnă mai puțin bani încasați la bugetul statului. A spus: îndrăznește să crezi în România. Ei bine, eu îndrăznesc să cred că ați premeditat toată această stare și de aceea v-ați grăbit în a doua jumătate a anului trecut să organizați ședințe foto la semnarea contractelor. Astăzi, majoritatea contractelor sunt sistate, inoperabile, pentru că, în special, prețul materiilor prime a crescut, iar antreprenorii nu pot aduce bani de acasă. Știați că se va ajunge aici, de aceea v-ați grăbit să furați startul. Stimați colegi, eu vin din Bacău. În repetate rânduri am atras atenția cu privire la gradul avansat de degradare al podului de peste râul Trotuș în orașul Onești. Aceasta este singura cale de legătură cu partea de sud a Ardealului, iar podul a ajuns un adevărat pericol, o catastrofă putându-se întâmpla oricând. În toamna lui 2018, fotograf, cameraman, oficial, cu toții asistau la semnarea contractului de execuție. Astăzi aflăm că prețul mai mare cu 25-30% îl determină pe constructor să amâne începerea lucrărilor. Aceasta nu este un singur caz. Sunt zeci, sute de obiective de investiții care sunt sistate pentru că prețurile au crescut. Va acoperi guvernul diferența de preț? Greu de crezut. Acestea vor fi suportate de comunitățile locale, iar banii vor fi luați de la alte proiecte de investiții. Spuneam că vin din Bacău, județul în care în mai puțin de 10 luni, nu mai puțin de 12. Vă rog să mai acordați 30 de secunde pentru a încheia. Spuneam că vin din Bacău, județul în care în mai puțin de 10 luni, nu mai puțin de 12 miniștri au vizitat șantiere și au făcut fotografii. Astăzi, pe aceste șantiere, este în continuare liniște. Și pentru că tot vorbim de liniște, acest guvern ar putea să aibă decența să vorbească mai puțin și să facă mai mult. Dacă mai poate. Dacă nu, să plece acasă. Vă mulțumesc, Tudorița Lungu, deputat PNL Bacău.